Salut, sunt Marcea Kim de la Machinat și în videoclipul anterior ți-am arătat cum am cercetat piața pentru acest produs, corsetul de la Tortalier. Ți-am arătat cum am intrat în Google, cum am intrat pe diferite site-uri, am analizat ce fac ele, am intrat pe paginilor de Facebook, am intrat pe comentarii să văd ce fac ele, pe forumuri, să văd ce discută clienții, pe Similarweb, să văd cam ce se întâmplă pe aceste site-uri. Și acum o să-ți arăt cum arată pagina pe care am creat-o eu, dar înainte de a face asta, hai să ne uităm întâi să vedem modul în care am gândit această ofertă. Deci, în primul rând, am intrat pe fișierul meu cu schița cursului PDF, schița cursului Aikido Marketing și din videoclipul anterior am spus că o să mergem pe identificare instantanee. Da? Deci, foarte simplu, am spus că asta facem și când am spus că facem asta, ceea ce am făcut este că am intrat în curs. Am mers la principii, la identificarea instantanee și am urmărit acest videoclip. Da? Și dacă ai acces la curs și urmărești acel videoclip, o să spui Marse copy-paste și cam așa ceva am făcut. Pentru că ideea este în felul următor. Când vine vorba de realizarea unei oferte, cei mai mulți sunt creativi. Da? Lucru care este greșit. La ce mă refer? Mă refer la faptul că au un produs și se gândesc, ok, ce aș putea să spună frumos despre acest produs? Păi hai să-i spunem că are talie de viespe sau hai să spunem că o să fii mai suplă, că o să fii de invidiat, că o să fii toate colegele o să te invidieze și așa mai departe. Da? Deci lucruri de genul ăsta. Ori, ideea este că în momentul în care creezi oferta, creativitatea îți poate fi cel mai mare dușman. Ceea ce trebuie să faci este să te uiți la produsul tău, să vezi ce face, apoi să te uiți la clientul tău, să vezi cum gândește, să vezi nivelul lui de conștientizare și apoi tot ceea ce trebuie să faci este să găsești conexiuni. Da? Și pentru a crea acele conexiuni, bineînțeles că te ajută foarte mult cursul, pentru că ceea ce faci este cum aș putea să creezi acele conexiuni, da? Prin aceste principii, cum aș putea să merg mai departe cu tehnicile de vânzare, da? Și mai departe. Dar acum hai să vedem cum a ieșit pagina, da? Deci identificarea instantanee am pus ca și titlu. De ce selfie-urile în corset te fac să arăt atât de sexy? Este uimitoare transformarea de îndată ce îl pui pe tine. Asta este o identificare instantanee. În momentul în care ele văd reclama, de ce selfie-urile în corset te fac să arăt atât de sexy? Asta este o conexiune directă cu ele. Apoi ele intră pe această pagină, văd câteva exemple de selfie-uri, care sunt foarte drăguțe. Apoi continui prin a spune ce este corsetul moderator și cum te face să arăți fantastic de bine, pentru că întotdeauna aici trebuie în continuare să suspectăm că mai sunt persoane care probabil nu știu ce fac acest corset sau au nevoie de câteva informații. Le oferim rezultatele, practic beneficiile, butonul de comandă și apoi continuăm cu detalii pentru că le vor dori mai multe informații despre aceste produse. Iată cum funcționează, da? Ce rezultate poți obține. Recomandări, le dăm și câteva recomandări ca să fie sigure în privința acestui produs. Le spunem care sunt mărimile și apoi buton de comandă acum, da? Deci asta este o abordare unică, total diferită față de tot ce fac în acest moment alte site-uri și asta este motivul pentru care pagina aceasta are o conversie mai bună decât tot ce avem până acum, da? Bun, deci asta este modul în care am creat această pagină, da? Cum am spus în videoclipul anterior, mai întâi facem o analiză, ne uităm la tot ce se întâmplă pe piață, ce comunică, atât concurenții cât și clienții ce spun și apoi începem să creăm conexiuni folosind unul din principiile Aikido Marketing. Acum, dacă nu ai acces la cursul Aikido Marketing, o să-ți las un link sub acest videoclip, îl completezi și te voi contacta telefonic să vedem dacă este un produs bun pentru tine, dacă se potrivește pentru ceea ce faci tu. Și atunci o să vedem cum îți pot da acces la acest curs. Bun, asta este tot. Ne reauzim în videoclipul următoare.